Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un episod cu totul special pe acest canal. Suntem la Dinamo, la baza sportivă Săftica, un club care a câștigat 18 campionate și alături de mine astăzi am un invitat cu totul special. Este vorba despre Gabi Torje. Te salut, Gabi, ce faci? Salut, bun, bine. Știu că mi-ai făcut ceva challenge-uri pe YouTube în trecut cu alți YouTuberi, cu Midas mai exact am văzut, dacă mai ții minte. Astăzi va fi și un challenge între noi, dar totodată, Gabi, nu știu dacă știe, nu ai un card în fiu. Nu știu, până acum mi-ai zis, dar cred că după o să facem un card, exact. Asta vom face astăzi, fraților. Îi vom crea cardul din FIFA lui Gabi Torje, deoarece el s-a transferat fix în perioada când a apărut jocul. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Găsiți Instagram-ul și lui Gabi acolo în descriere. Și pregătiți pentru probe? Hai să vedem. Prima probă de astăzi este passing-ul. Vom avea 8 pase și așa cum am zis, va da atât Gabi cât și eu. Gabi e favorit, ce să zic. Dar înainte să începem, voiam să-l întreb pe Gabi, care crezi tu, Gabi, că ar fi cel mai bun atribut al tău de pe card? Shooting, passing, viteză, unde zici tu că ai fi cel mai bun? Cred că la viteză și la shooting. Și mai am o singură întrebare, care a fost cel mai bun adversar al tău contra căruia ai jucat? Am jucat cu mulți adversari redutabil și mulți adversari foarte importanți, însă doi dintre cei mai buni din lume, cunoaște toată lumea, și Messi și Ronaldo, am jucat contra... Și Messi și Ronaldo. Felicitări! Deci, nu cred că este unul mai presus de ce. Da, corect, și eu zic la fel. Hai să începem. Primele două pase, Gabi. Cele mai lungi. Bun! Bun, bun, se pune, a fost între, corect, corect. Hai, pase aproape. 4 vor fi. Bună, mamă, 3 din 3 până acum. Bun, mă, Gabi, excelent. Înăuntru. Înăuntru, da? Ok. Se pune. Bună! Și încă două și gata, la distanță. Ultimele cele mai grele, dar am încredere în tine că poți să le dai pe toate. Bună! Și ultima, Gabi, 8 din 8. Aaaa, aproape! Bravo! 7 din 8 e super. Hai să vedem prima. Bună! Bună, mă, tu! Mă, le-am spus că am aproape pe alea, Gabi le-a aranjat. Gabi le-a aranjat acolo cam aproape, mi se pare, dar hai să le încercăm. Da? Ok. Bună. Dar trebuie să dau separat acum, nu mai dau acolo. Două, și acum doar în lateral. Deci doar în lateral trebuie să dau acolo. Hai, Gabi. Nu! No! Acolo, da? Bun, ok. Acum două din două să le galăm. E mai greu acolo, Gabi, nu? Prima e bună. Și acum la tine. Du-te tu mai în dreapta să știu să dau pe tine. Nu! Eu 6, Gabi 7 și voi votați acolo în comentarii cât merită la passing. Următoarea probă, băieți, centrările, crossing-ul. Aici nu știu cât de bine se descurcă Gabi, dar haideți să vedem fiecare câte 5 centrări și totodată testăm și finalizarea. Când îți centrezi, nu trebuie să cadă mingea jos și trebuie să dai gol, da? Și eu la fel. Hai să vedem. Bate soarele. Bate soarele, ți-am dat pe video de like. Da, nu te rog, că nu prea văd. Hai, deci gata. Hai să vedem prima centrare. Si! Hai, Gabi, mamă! Gabi, cred că sunt bun, da? Hai, Gabi! Bună! O să zic că e la final, ce notă mi-ar da la centrări? Uhuhu! Ce mult, tată! A treia, Gabi! Tare, da! Centrarea mea, varză. Vezi cum o dai aici, intenționat? Și tu ai dat în învârtită, dar ai dat-o bine, măcar. Păi da, s-a dat-o în față. A patra.
acum ultima urâtă, da? Centrări urâte din partea mea, așa am zis. Bun, la centrări vreau să-mi dai o notă de acolo. La centrările mele au fost bune, dar puteau fi și mai bune. Vine și vântul, nu te ajută, nu ești obișnuit cu atmosfera, dar 6, 7. Mai bine, mai bine. 8.50, asta înseamnă 85 la crossing. Iar, iar tu ai dat 5 centrări perfecte. Eu zic cu 95 la crossing. 95, da? Hai să nu fie chiar perfecte, 95, și trecem la lovituri libere, unde eu voi executa 5 și Gabi 5. Stăm amândoi în poartă, da, unul altuia? Hai să vedem, stăm așa să fie mai mișto. Hai să vedem. Hai! Nope! Gabi, eu am voie să dau cum vreau, da? Ai voie să dai cum vrei. El a dat ușor plasat pe jos, eu vreau să dau tare. Prima lovitură, haideți să vedem. Bă! Ce mare! Corect, da? Contează și execuția cât de frumos am dat, zic eu, acolo, hai să vedem. Bă, cât ghinionul gros! Am și ghinion, fraților. Și ultima, vreau un gol cu unul. Bravo, un singur gol, nu? Da. Și două bare frumoase, gata. Da. A fost frumoase alea, recunoaște. Decât o bare urâtă, mai bine un gol, era să zic eu. Un gol frumos, nu? Un gol frumos, da. Dar golul frumos contează, el a dat 4 goluri, e un singur gol și două bare acolo. Și la lovituri libere cât să dăm? Chiar dacă nu l-ai dat pe sus. Păi am zis să nu te forțezi, să pățești ceva, că tu ai nevoie și de mâini. Da, corect, pentru joystick, așa e, așa e, așa e. Are dreptate. Mai bine am dat la picioare. Așa? La lovituri libere, eu zic să o lăsăm, prietene. Amândoi la fel? 50-50. 50? 50-50, adică... Și 50 la rating sau 70? Cât? 70. 70 la amândoi. Dar scrieți și voi în comentarii acolo. Începem, da? Da, hai să vedem. Vrei să bați tu primul, că poate e presiunea diferită? Zici? Eu te las pe tine să bați prima. Hai că uite, mă lasă Gabi să bat eu prima lovitură de la 11 metri, 5 cu 5. Și aici îmi doresc să-l bat. Fără bombe, fără bombe. Fără bombe. Din când eram mici și ne jucam, ziceam fără bombe, ăla care fără bombe, da? Hai să vedem. Știe, știe, l-am văzut și anul sigur să ducă, pentru că nici n-am apucat să trag, s-a dus direct acolo, forță. Doresc, sunt în mintea ta. Mă face psihic, fraților. Hai să vedem, a doua. Bim, două goluri și o ratat. Ultimele două, Gabi, da? Să nu dai bine, să te-a zis dinainte. Tot acolo. Păstrăm golțul. Trei goluri. Și-am ghicit și costul. Dar ratat din tine ca să fim prieteni. Uite, dacă vrei, bat serios așa, da? Hai, Gabi! Greu că fuge de tine, e cu telecomandă. Bruh. Mai am una, nu? Da. Fii atent, e decisivă. Dacă ai dat gol, m-ai bătut, dacă nu, e calitate. Nu pune presiune pe mine. Nu pune presiune, că mă emoționez. Asta n-a fost tare, n-a fost tare, n-a fost lăsată. Ai văzut? L-am lăsat prima să crede că asta și după aceea toate patru le-am reușit. Bravo, Gabi, frumos! Și haideți să vedem următoarea probă. Următoarea probă, fraților, este o probă decisivă, aș spune, deoarece vom testa viteza, dribbling-ul și puțin din finalizare acolo. Gabi, trebuie să mă dribbleze de 3 ori și să dai gol. Bine, hai să vedem. Maybe if I stay the night, you can feel the same. And maybe if you treat me right, we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. Este mare, am luat-o lui Gabi, torce-mă! Nu m-ai lăsat!
Dar am luat-o, dar o să mă mândresc. O să plâng liniștit de aici. Trebuie să amândoi, nu contează că aici nu ești. Bravo, vreau competiție. Vrei să câștigă Bambi. Dacă credeți-mă la sprint, nu pot să mai prins, că n-a plecat odată. Frumos de tot acolo, Gabi. Bun, băieți, Gabi s-a descurcat excelent. M-a driblat acolo pe toate părțile. Și terminăm în mare parte cu cardul lui. Dar la finalul clipului v-am pregătit o surpriză împreună cu Gabi. Gabi, mai ții minte golul tău cu Gazmetan Mediaș? Păi... Cam FIFA, ți-ai ridicat-o, vole. E greu să-l uit, mai ales că venea într-un moment important pentru mine și hai să încercăm să-l refacem, să vedem dacă ne reiese. Reconstituire. Corect. Corect. Va da cu stâmbul, te stai și uiți. Fără! Dar nici din prima n-a fost. Corect, corect. Gabi, mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația. Eu mersi, mersi pentru tot. Și în încheiere, aș vrea să zici tu așa, cât ai meritat la viteză, șut, pase, dribling, defense, nu și stamina. Hai să luăm pace, viteza. Cât ți-ai dat-o? Și poți să te iei și după viața reală, cum consideri tu? Pentru că lumea e curioasă să vadă ce card ai avea în FIFA, pentru că nu ai. Bă, n-am ce să zic că nu le știu cardul de FIFA. Așa că ți-ai dat de la 1 la 99. Că 75, 75 la viteză și eu zic că este o foarte ok pentru tine. Okay. Ai zice puțin mai mult, chiar ați văzut ce bine a sprintat acolo pe lângă mine. La șut? Mult la șut. 89, anul nașterii. 89 o să fie la șut, îi facem card. Team of the season, forța acolo lui Gabi. Passing? Passing. Păi dacă ai am dat 7 din 8? Din 8, asta înseamnă un procentaj de aproape 90%. Exact, poate exact. Mai bine. Hai zicem un 85, ca să fie așa 85, mai, da. Mai real. 85. Dribling? Mai dribla frumos pe mine, dar... Dribling undeva la 70-75. 70 și punem acolo 72 chiar. Și 72. Defense nu contează. Defense, păi nu mai ai văzut cum bag alunecări. Mamă, bine că n-am văzut, că gândiți-vă că aici rămâneam. Să vezi, să te dai 120. La săftica rămâneam, băieți. Și ultima întrebare, Gabi, și terminăm clipul. Care a fost fotbalistul cel mai bun cu care ai jucat în echipă? Cu echipierul tău, cel mai... Am avut foarte mult și români și străini. Eu aș ghici, pot să zic eu primul? Are și card hero în FIFA, este vorba despre Di Natale. Bravo, la el mai... Păi a fost de două ori golgheterul celor de la Udinese când am fost acolo și e un jucător senzațional și a fost. Cine știe, poate o să aibă și Gabi în curând un card hero sau icon, asta vom vedea. Încă o dată îi mulțumesc mult de tot lui Gabi. Nu uitați acolo de butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Gabi și v-am pupat. Pa, pa!